Salut, balanțe! Voi face citirea runelor, dar și a tarotului pentru luna nouă din Fecioară, din 27 august. Pentru voi este o casă sensibilă, o casă a 12-a. Ați primit horoscopul, dacă nu l-ați vizionat, puteți să îl vizionați, fiindcă acolo aveți și luna nouă, știți bine că așa le pun, și să vedem ce sfat vă dă tarotul druid pentru voi, pentru această lună nouă, când puteți să vedeți mai bine situația unui sacrificiu, a unei izolări, a unei probleme de sănătate, a unor datorii, a unui secret. Voi așteptați să vină binele spre voi. Nu întreprindeți nimic, nu faceți nimic. Așteptați să vină bucuria, iubirea, fericirea. Și totuși, aceste cupe, dacă le observați, sunt totuși răsturnate, sunt goale. Aici aveți o cupă ascunsă. Și voi cam știți ce doriți, ce vreți. Și pare că totuși nu faceți nimic. Aveți aici o contestare a muncii voastre. Acest personaj muncește foarte mult, creează, este o creativitate aceste steluțe, creația lui, munca lui. Nu este ceva ieșit din comun, este ceva foarte comun, dar persoane invidioase vă creează probleme. Vă contestă această muncă. Dacă încercați să mergeți în judecată cu aceste persoane, nu veți reuși decât să pierdeți bani și nu o să obțineți nimic decât o situație mediocră. Să vedem ce spun și runele. Persoane care s-au implicat în viața voastră v-au creat aceste blocaje, grindina. Orice ați încerca să ieșiți din acest blocaj, vă loviți de fărâmițarea problemelor și de înghețarea lor. Este o pierdere, o pierdere legată de bani, legată poate de bunuri materiale, legată de secretele acestor persoane care v-au contestat munca, v-au adus pierderi, pagubă și totul este înghețat. Poate fi vorba și de un partaj, poate fi vorba de o moștenire, care de fapt a fost o pierdere. Voi aveți așa un ajutor probabil, voința voastră să reușiți, dar această rună este puțin înclinată, n-a ieșit chiar vertical.
Deci, efortul vostru de a învinge, de a reuși, este foarte greu. Să învingeți aceste persoane. Nu prea aveți pe cine vă baza. S-ar putea ca chiar și voi să fi greșit luând o decizie care le-a avantajat. Am putea spune că s-ar putea să aveți și o energie masculină, un bărbat care ar dori să vă ajute, ar vrea să vă ajute, dar este foarte dificil. Deci nu vă puteți baza pe o victorie, pe o reușită sau să aveți voi acea putere să reușiți să învingeți aceste persoane. Acest blocaj creat de ele vă încurcă. Și totuși aveți și o rună benefică. Este o rună a darurilor, a darurilor materiale, a sănătății, a vitalității. Dacă ne gândim că este totuși în casa 12-a, vă puteți baza pe această rună care vă susține, vă ajută să treceți peste această situație destul de dificilă. Deci, speranțe ar fi legate de această rună și foarte puține de această rună a victoriei, a reușitei. Eu vă doresc numai bine. Veți încerca să faceți ceva, poate legat de această implicare a acestor persoane în această pierdere, dar veți vedea la luna plină, în fecioară, ce rezultat veți primi. Aici vă bazați numai pe aceste daruri sentimentale, daruri materiale, dar și legate de sănătate. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.